În 2021, tinerii evită locurile de muncă în care salariul este minim pe economie. De asemenea, din cauza slabei salarizări, aceștia refuză să presteze munca de jos pe care în străinătate o caută cu atâta ardoare. Salariul minim din România a devenit o problemă pentru tineri în alegerea unui loc de muncă. De cele mai multe ori, odată ajungi la vârsta de 18 ani, aceștia preferă să plece în străinătate cu gândul unui trai mai bun. Primul job l-aș vedea tot în exteriorul țării. Nu ce aici. Cauza? Pentru că câștigi mai mult aici, nu. N-ai ce să faci cu banii ăștia ce câștigi. Ai presta aceeași muncă ca acolo aici? Da, dacă ar fi același salariu. România pierde de asemenea persoane bine pregătite, precum ingineri sau medici, din cauza slabei salarizări, dar și a lipsei condițiilor de muncă. Dar putea să fie și salariu, că omul nu au muncă, nu au salarii mari, e salariu mic. Aici nu vor că e salariu mic. Deci pleacă și medicii, și profesori, și studenții care termină la o facultate de calculatoare, asta, pleacă în străinătate, că e mai bine acolo decât în România. Hainele sunt importante în ziua de azi și la fel de scumpe în comparație cu salariul minim. Să nu mai spunem de vicii pe care majoritatea tinerilor le au. Un tânăr nu poate să realizeze nimic în viață cu salariul minim pe economie, doar poate să trăiască de la o lună de zile la alta. Înainte comentam că nu este bine, dar comparând cu ce este acum, a fost chiar foarte bine. Practic le dau și dreptate că nu vor să muncească pentru salariul minim, pentru că e un salariu de mizerie. Ca să te duci la lucru pentru 1300, e greu. E greu, foarte greu, nu greu. Mai ales cu nemernici ăștia la conducere, e nenorocire. Salariul e de fine. Asta nu mai e viața cum în România, pentru tineret. E foarte greu. Din nefericire, în țara noastră, prețurile la tot ce ne înconjoară sunt la fel ca în Occident, însă salariile și pensiile sunt de două ori mai mici. Tot mai multe persoane sunt îngrijorate de traiul din România și trăiesc cu grija zilei de mâine.